tensiune maximă, după interviul lui Dick. Vicepreedintele ALDE acuz, PNL iusr vor să pun pumnul în gură televiziunii publice. Este scandal monstru, după ce televiziunea română a difuzat interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghic jurnalistului Ion Cristoiu. Vicepre subliniere din ALDE, deputatul Alexandru Bei subliniere anu, susține ce demersul de chemare la raport a directorului interimar al TVR nu este altceva decât o acțiune de intimidare. El acuz, într-un comunicat remis firii pe surse.ro, ce PNL iusr vor să pun pumnul în gură televiziunii publice de dragul instituțiilor de furt. Difuzarea interviului realizat de către jurnalistul Ion Cristoiu cu Sebastian Ghi a creat foarte mult tensiune în zona celor care susțin din res puteri statul paralel, instituțiile de for care se vede acum vulnerabilizate de ceea ce ar putea spune fostul deputat. Am asistat în ultimele ore la tot felul de reacții din partea reprezentanților PNL, iusr, din partea unor membri ai CNA care sfidează orice logic, care calcă în picioare libertatea presei. Acetia acuz televiziunea publică ce a difuzat un interviu cu privire la subiecte de interes pentru întreaga societate. Eu cheam la raport pe directorul TVR, Doina Gradea. Sau, poate, pentru reprezentanții statului paralel, pentru propaganda politică ce a ridicat scut în jurul instituțiilor de for, nu este de interes ca românii să afle ce s-a întâmplat în România ultimilor ani, să nu afle despre abuzurile și despre implicarea serviciilor în diverse domenii, despre dosarele fabricate la comandă. A nu fi prezentat acest caz ar fi însemnat să privezi cetățenii români sublinierei publicul larg de o informație de maxim interes public. Brigada de apretori ai instituțiilor de for a luat farul în mână, acum îndemna preedintele PNL, s-a activat începe-se-dea în cap oricui îi permite să prezinte realitatea cu privire la servicii, la modul în care opera binomul Coldea-Covesi. Atacul la adresa televiziunii publice din partea reprezentanților PNL iusr nu reprezintă altceva decât o încercare de a interfera în politica editorială a unui post, ceea ce în orice stat democratic înseamnă cenzură. Culmea, acest de tip de cenzură este pus în practic de unii care se autoproclam liberali în gândire, în frunte cu preedintele Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Mas din Camera Deputailor, Gigel Tirbu, dar și membrul acestei comisii, useristul Iulian Bulai. De la USR nu am niciun fel de așteptare, deoarece toată lumea s-a convins că USR braul sistemului în politic, în Parlament. În schimb, PNL dovedete ce a rămas doar cu numele Partid Liberal, pentru ce prin tot ce face arată ce e partidul de casă al statului paralel. Ca partid cu adevărat liberal, ALDE va lupta pentru libertatea presei și ne vom opune oricăror abuzuri menite să îngrădească instituțiile de presă. Din punctul meu de vedere, este necesar respectarea libertii de exprimare și asigurarea unui cadru lipsit de orice restrângere în care mass media se desfășoară activitatea, mai ales atunci când vorbim despre postul național de televiziune, susține deputatul ALDE.